Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti o prăjitură delicioasă cu prune, pentru că este sezonul prunelor și am niște prune tare frumoase, așa că m-am hotărât să pregătesc prăjitură cu prune. Iar pentru a pregăti prăjitura cu prune avem nevoie de 500 de grame de făină, 8 ouă, pentru că eu o să pregătesc prăjitura într-o tavă de aragaz, 400 de grame de zahăr, prune, 200 de ml de ulei, 200 de ml de lapte, 2 pliculețe de zahăr cu aromă de vanilie, un praf de sare și un pliculeț de praf de copt. Peste făină adaug praful de copt și îl amestec cu o lingură sau cu o spatulă și lăsăm deoparte. Într-un bol pun ouăle și praful de sare și bat spumă. Acum că ouăle au făcut spumă, voi adăuga treptat zahărul și bat în continuare cu mixerul la o viteză medie. Adaug și zahărul vanilat și bat în continuare până voi obține o spumă fermă, un aluat destul de ferm și zahărul se topește. Adaug treptat și uleiul și bat în continuare. Acum vom adăuga făina și alternez treptat făină și lapte. Mai întâi adaug 2-3 linguri de făină. Încorporez cu mișcări largi de jos în sus. Adaug și câte puțin lapte, făină și continui în acest fel până când voi termina toată făina și tot laptele. Punem compoziția în tavă. Dacă vreți să faceți mai puțină, veți lăsa ingredientele la jumătate și veți obține o tavă mai mică. Nivelăm să avem aluat pe toată suprafața tăvii. Peste prune adaug aproximativ 2 linguri de făină, pentru că în acest fel nu se va lăsa la fund. Și așez prunele cu tăietura în jos pe suprafața aluatului. Acum vom pune prăjitura la cuptor. Cuptorul l-am preîncălzit la 180 de grade și vom coace prăjitura pentru aproximativ 40 de minute, o oră sau până când va trece testul cu scobitoarea. Am scos prăjitura cu prune din cuptor și arată extraordinar de bine. Acum o voi lăsa să se răcească, după care o voi porționa. Dragii mei, prăjitura cu prune este gata. După cum vedeți, am porționat-o și arată extraordinar de bine. Sper să încercați și voi rețeta, pentru că este una foarte ușor de pregătit și este extraordinar de bună. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!